Bună dimineața, a treia zi consecutiv, 8, ce era să mă duc în care ninge și din păcate nu pot să ajung în oraș și nici la servici. Am dat zăpada din nou toată dimineața, acum e ora 10, update, ora 10 și 10, 15 minute. Am dat zăpada vreo 2 ore de la 7:30, m-am uitat la ceas, am dat zăpada. Am desfundat mașina din nou, ninge, nu mai viscolește, deci ninge foarte, foarte frumos, acum chiar ninge frumos, îmi place. Și s-a depus zăpada absolut peste tot, deci nu mai este viscolită. Dar din păcate am aflat acum 5 minute că nu pot să ajung iar în oraș și nu am cum să ajung nici la servici, așa că încă o zi prelungită de concediu, să zic așa. Dar va trebui să dau toată ziua din nou, cred că zăpada, pentru că ninge în continuare, și să nu ne înfundăm, pentru că dacă nu o dau câte puțin, câte puțin, o să se înfunde tot. Deci uitați-vă cât este de mare. A trecut de prispă, e foarte, foarte mare zăpada. Am dat-o continuu și încă ninge, ninge. Ninge foarte frumos, dar deja m-am cam plictisit de dat zăpada. Și pe străzi e la fel. Nu au dat ăștia cu lama, n-au venit deloc. Și nu știu când o să vină. Hai la plimbare. Hai, unul intră, unul ieși. Hai, lasă-l pe el să intre. Hai, Luna. Hai și tu, Luna. Hai, tu treci în casă. Gata. Op, ce alunecă. Hai, eu, op, ce alunec și eu, băi. Unde v-ați dus? Unde v-ați dus? Hai în cercetare, hai Luna. Akira e prima. Akira e prima, uite ce bucuroase. Uite, vine din urmă. Vine din urmă, uite iepurile ce sare. Hai. Băi, la zăpadă. Ce latri, Luna? Hai. V-ați găsit prieteni? Hai, ți-ai găsit prieteni. Hai, ia, vine în ajutor. 2-1. Astăzi ninge super, super frumos, asta îmi place. E ca în povești, deci totul e alb. Tot acum e alb. Și astăzi cred că dacă tot stau acasă, nu mai am nimic de făcut în afară de a da zăpada, dar nu o să mai dau atât de mult, pentru că degeaba o dau. Tot se depune până nu se oprește. Și o să mă duc la Săniuș, adică sper. Mi-am făcut un nou prieten, ia uitați aici. Un cățel, de fapt o cățea de Doberman e asta, cred că. Da, e Doberman. De ce frumoasă e. Ce blană are, lucioasă. Ai blana scurtă, amele au blana lungă. Ei, ei, ia uite. Ce avem aici? Ești grasă. Ești cam grasă. Hai. Vă place zăpada, da? Ia uite ce zbor pe străzi acum. Aha, nu e nicio mașină. Deci nicio mașină nu circulă pe aici. Ia uite, sunt fundat în zăpadă. N-au dat așa cu lama deloc. Deci imaginați-vă, stradă și n-au dat deloc cu lama. Mi-a intrat la picioare, trebuie să mă duc să mă schimb. Hai acasă și pe aia și la joacă. Hai cu viteză, iepuraș, hai cu viteză, a lecat. Bă, ai țurțul la nas, ia uite. Ai țurțul la nas, te-ai înghețat nasul, ia uite. Și tu, tu ai la sprâncenii, v-ați udat. Trebuie să vă îmbrăcăm, ați ieșit prea dezbrăcate afară acum. Da, a treia zi de stat în casă. Astăzi am să fac exerciții, ieri alaltăieri nu am făcut absolut nimic pentru că toată ziua am dat zăpada și astăzi am să fac niște exerciții pentru picioare, ieri cum ar veni am făcut brațe și spate, astăzi o să facem puțin de picioare. Dacă tot stau în casă și e vremea urâtă și ninge în continuare și e foarte frig, o să facem exerciții.
Așa, căței sportivi. Căței sportivi, mă. Băi, ai chef de joacă, acum am de făcut exerciții. Du-te acolo la coș, du-te la coș, că am de făcut exerciții. Cam gata cu exerciții pe astăzi. Akira doarme acolo, de fapt toate trei dorm și se ține undeva pe aici. La cald, e bine, foarte bine la cald. Afară e ger, săracele îngheață. Cineva a spus că de ce le îmbrac, că îmi bat joc de ele. Dar nu ai cum să-ți bagi joc de un animal dacă îl îmbraci, pur și simplu le este și lor fric, se udă blana, iar dacă au o haină care să le protejeze, nu se vor mai uda. Pentru că se udă haina, o pui la uscat, o schimbi și este mult mai ok. Deci nu cred că îți poți bate joc de un câine sau de o psică dacă îi pui o haină. Dormiți aici toate trei, da? Dormiți. Voi, tu te-ai jucat o leacă cu mine, nu mai lăsa să termin exercițiile aici. Te-ai jucat cu mine, da? Lasă că acum mai stăm puțin și după care ieșim iar la zăpadă. Și ați primit foarte multe comentarii. Vă place lumea, vă iubește lumea, aveți fani. Aveți fani, măi, vor să vă mai vadă în episoadele mele. Au zis că să vă filmez mai mult, da? Eu uite ce bot avem. Bum, 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 bum. Se mișcă nas. Se mișcă nas. Hai că ieșim acum la zăpadă și ne jucăm cu toții, da? Zăpada asta care se depune acum e super, super, super pufoasă. E foarte, foarte fluffy zăpada asta. Nu se lipește mai deloc pentru că e moale și e uscată, nu prea e de aia lipicioasă. Dar e foarte, foarte faină. Și ninge în continuu și trebuie să dau zăpada din oră în oră. E așa de moale, ce fain se face. Dar nu se lipește deloc, nu se face bulgă, nu poți să faci bulgă din ea. Trebuie să se mai topească când se mai încălzește, atunci se lipește, acum e proaspătă și nu se lipește absolut deloc. Încă o pauză, de fapt acum va fi pauză de masă, m-am pus o leacă la sobă să mă încălzesc pentru că am cam înghețat, dar mă bucur că nu mai este atât de ger cum a fost în ultimele două zile, adică ieri au fost minus 15 ziua, acum sunt minus 10, deci 5 grade diferență, tot este ger, sunt minus 10, dar în schimb nu mai bate vântul și de asta nu se mai resimte atât de frig. Și știu că zăpada nu este atât de mare la mine, am văzut în comentarii că mulți spuneți la mine este zăpada de 1 metru, 1 metru jumate. Știu că în alte părți ale țării este zăpada și de 2-3 metri la munte, dar la mine are cât are, aproape jumătate de metru, dar este destul de mare. Și este greu să o dai continuu, adică nu este greu, că nu mă plâng că o dau greu, asta e treaba, nu avem ce face, dar este puțin obositor și asta e, nu am ce face. Ninge la loc, o pune și iar o dau și tot așa. Și acum o să mă pun să mănânc ceva și după care o să reiau lupta mea cu zăpada. Să zic, mânușile le-am pus aici la uscat. Sunt înghețate, deci astea sunt mânuși înghețate de acum. Sunt mânuși de piele și sunt cam înghețate. Da, mă duc să mănânc. Deci avem aici piure de cartofi cu ciupercuțe și cu brânzică rasă. Foarte mișto. Zici că e mămăligă, dar e piure. Vai, și ce bine miroase. Ce faceți? Dormiți acolo? V-am trezit? V-am trezit? Haide că ieșim din nou la zăpadă, v-ați încălzit și acum afară. Tu nu ai chef, hă? Hello! Trezirea! Băi, nu... Trezirea! A, ce coadă în cap mi-a dat asta! În videoclipul de ieri am spus că dacă ajung la minim 2000 de like-uri din prima zi, am să fac astăzi, adică următoarea zi, 50 de flotări gol, doar în chiloți și în Adidas pentru că mi-îngheață picioarele, 50 de flotări afară în zăpadă. Iar acum am să mă duc să fac asta. Și afară vă spun că sunt minus 12 grade, pentru că atâta mi-arată acum. Este aproape seară deja și e foarte, foarte frig. În schimb, nu mai ninge, foarte încet fulguiește și nici nu prea mai bate vântul. Dar acum o să vedem cum o să fie. Hai, mam! Învoială, ai învoială? 50, da? We'll be right back.
51. Bă, dar e mai bine decât credeam. M-am încălzit. Mamă, deci am făcut-o și pe asta. Nu vă cred. Băi, sincer, chiar m-am încălzit, deci m-am încălzit mai mult decât credeam. Doar mâinile puțin mi-au înghețat, nu foarte tare, dar făcând exerciții, organismul s-a încălzit și chiar nu mai simțeam deloc frigul, absolut deloc. Flotări la minus 12 grade, deci. Da, am făcut-o și pe asta. Bine, sincer, am făcut-o pentru că eu vreau să fac asta și am vrut să mă călesc o leacă, deci chiar nu am nimic nici după ziua de ieri și nici acum nu cred că o să am nimic, pentru că pur și simplu nu stau. Cineva a spus că poți să faci ipotermie și să mori. Nu ai cum să faci ipotermie decât dacă stai foarte mult timp și îți îngheață organismul, îți îngheață anumite secțiuni ale corpului, să zic așa, foarte tare, și asta trebuie să stai măcar jumătate de oră sau 20 minute sau depinde cât stai în frig. Dar eu nu stau decât un minut și după aia am intrat, deci nu ai nimic. Sunt tipii aia care se bagă în apă la minus 10-15 grade și nu au nimic. Și cred că am să fac și o chestie asta doar să găsesc un lac sau... De fapt, lacuri găsesc, doar că trebuie să sparg gheața și să mă bag în apă. Dar mă mai gândesc. Dacă adun 10.000 de like-uri la video ăsta, poate am să fac și chestia asta. Deci dacă adun, cred că 10.000 de like-uri, poate o să mă bag în apă înghețat. O să mă călesc și mai tare. Cam atât ar fi cu video pentru astăzi. M-am ținut de promisiune și noi ne vedem data viitoare. Așa că, numai bine!